Arhitectul șef al Consiliului Raional Criuleni și administratorul unei companii de proiectare au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate de ofițerii CNA și de procurorii anticorupție. Potrivit CNA, angajații biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii, subdiviziune subordonată Consiliului Raional Criuleni, au creat o societate comercială cu aceleași atribuții, iar persoanele fizice și juridice erau direcționate spre firma privată în detrimentul întreprinderii de stat. În plus, actele și avizele pentru construcții erau oferite fără impedimente în schimbul mitei. În urma controlului financiar s-a stabilit că societatea privată a încasat în câțiva ani sume aproape triple față de subdiviziunea subordonată Consiliului. Prejudiciul adus bugetului local este de câteva sute de mii de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat 8 percheziții la domiciliile și la locurile de muncă ale administratorului biroului de proiectări, prospecțiuni și servicii și arhitectului șef al raionului Criuleni. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la președintele Consiliului Raional Criuleni, Pavel Spânu, însă secretara acestuia ne-a spus că acesta este într-o deplasare și nimeni altcineva nu ne poate oferi o reacție pe marginea acestui caz.